În această seară aș vrea să vă întreb, dumneavoastră aveți probleme? Oia nu, el alți nu. Toți oamenii au probleme. Absolut toți oamenii au probleme. Unii au probleme financiare. Nu le ajung banii. Și asta e o problemă. Alții au probleme de sănătate. Apar bolile și asta e o problemă. Alții au probleme emoționale și vai cât de dureroase sunt aceste probleme emoționale și ce probleme creează ele. Poate nu v-ați regăsit în lista asta, dar vreau în această seară să vă duc aminte despre o problemă pe care o au toți oamenii de pe pământul acesta, dar nu toți știu să o rezolve. Problema aceasta se numește p -ă -c a t, se citește păcat. Ei bine, dragii mei, toți oamenii au problema păcatului și spune apostolul Pavel în epistola către romani căci toți mai zic o dată, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Din nefericire, nu toți oamenii conștientizează că asta este o problemă. Citeam cândva despre o întâmplare interesantă petrecută la Cascada Niagara. Când cineva a observat pe un bloc de gheață, venea pe râul acela un bloc de gheață, pe care un miel, bietul de el, s-a dus să bea apă la râu, și piciorușele lui au rămas înghețate acolo pe blocul acela de gheață, s-a desprins blocul și îl ducea pe râu. Și se ducea spre prăpăd. Se uitau compătimitori de pe margine, n-aveau ce să facă oamenii. Și la un moment dat un vultur a văzut mielul s-a coborât și gata, are hrană și s-a așezat să mănânce din hrana aceea cu poftă. La început se înfrupta din hrană și se uita în stânga, în dreapta, după aceea, pentru că era prea bună hrana, s-a concentrat cu totul asupra hranei. Și când a venit momentul coborârii râului în cascadă, acolo unde era pieirea, vulturul a vrut să-și ridice aripile, dar în zadar picioarele lui călduțe, în contact cu gheața, au topit gheața și s-au prins picioarele de blocul acela de gheață și s-a dus cu tot, cu miel și cu tot ce era acolo. De ce v-am spus asta, dragii mei? Pentru că așa face păcatul. Ne creează impresia că este plăcut, că ne dă satisfacție. Dar în realitate păcatul ne duce la pierzare dacă nu căutăm soluție pentru el. Și mesajul pe care eu vreau să-l aduc înaintea dumneavoastră în această seară se numește tocmai așa, soluție pentru problema păcatului. Îmi pare ciudat să știu că oamenii caută soluții pentru multe probleme. Și găsesc vieții de ei soluții pentru multe probleme. Dar așa de puțin oameni știu unde se găsește soluția pentru problema păcatului. Și știți ce fac vieții oameni? Caută, dar nu unde trebuie. Sunt oameni care caută să ascundă păcatul și au zis, dacă ascund păcatul, am rezolvat cu păcatul, am rezolvat-o cu el. Gândiți-vă că pe paginile Sfintelor Scriptură avem un personaj cu numele Acan. A păcătuit, a furat, a luat din ceea ce nu trebuia să ia și a ascuns în cortul lui. A îngropat în pământ în cortul lui. A pus covorul peste și a pus salteaua peste și a zis, nu se mai știe despre păcatul meu nimic. Pentru cei ce citiți Scriptura și o cunoașteți, a putut să stea păcatul ascuns în cortul lui Acan îngropat? Se poate îngropa păcatul? L-a ținut îngropat un timp, a răsuflat ușurat și a zis Nimeni nu știe despre păcatul meu Până când la un moment dat căpeteniile poporului au zis Nu, nu se poate Domnul a vorbit că este păcat în tabără Și s-a găsit unde era păcatul și bietul Acan Împreună cu toată casa lui au ajuns să zacă, să zacă Sub un morman de pietre. Nu poți să ascunzi păcatul. Nu e o soluție ascunderea lui. Alții caută să fugă de păcat. Și cred că dacă fug de păcat, fug departe de el, scapă. Ia gândiți-vă la Iona, de exemplu. N-a vrut să asculte de Dumnezeu și să se ducă la Ninive, dar a zis, nu nimic, fug eu departe, mă lug la, mă lug la Tarsis plec departe. Și s-a dus. A găsit și bilet pentru corabie, s-a dus acolo împreună cu marinari și cu călătorii și la un moment dat, cel ce urăște păcatul, adică Dumnezeu, a făcut să vină o furtună peste mare. Corabia era în pericol. De unde-i problema asta? S-au întrebat cu toții și au tras la sorți. Și au găsit că purtătorul problemei era Iona. Și Iona a trebuit să plătească pentru asta. Nu poți să rezolvi problema păcatului fugind de el. Alții caută să evadeze de la, din fața acestei realități a păcatului. Gândiți-vă la Iuda care a păcătuit. Și-a fost atât de măcinat încât a zis, trebuie să evadez, nu mai îmi găsesc liniștea. Dar încercând să evadeze s-a dus în fundul iadului. Alții... Cred că vor găsi soluție pentru problema păcatului acoperindu-l cu minciuni. Ia gândiți-vă la. Gehazi a păcătuit, s-a dus să ia ceea ce nu trebuia să ia, ceea ce omului Dumnezeu n-a luat. S-a dus și a luat el răsplata. Și după aceea a început să mintă. Însă păcatul nu se acoperă cu minciuni. Dragii mei, în această seară, în cuvântul scurt din această seară, aș vrea să înțelegem fiecare dintre noi, acestea sunt încercări omenești de a rezolva problema păcatului, dar bieții oameni nu vor reuși niciodată să rezolve această problemă. Dar îngăduiți-mi să vă citesc un cuvânt din Scriptură. Ascultați numai ce scrie David, omul care a păcătuit și care în sfârșit a găsit soluție pentru problema păcatului. În Psalmul 32, în primele cinci versete el zice așa, Ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea și în duhul căruia nu este viclenie. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci Ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile. Și tu ai iertat vina păcatului meu. Dragii mei, nu există metode omenești pentru rezolvarea păcatului, dar David a găsit metoda lui Dumnezeu metodă pe care în această seară aș vrea să o înțelegem fiecare dintre noi. Vedeți ce a însemnat pentru David tăinuirea păcatului? Pentru că o perioadă a încercat să-și tăinuiască păcatul, să-l țină ascuns, să nu se știe despre el. Știți ce a făcut David? Știți păcatul lui David? A luat soția altuia. A păcătuit cu soția lui Urie Hetitul. Apoi, ca să-și ascundă păcatul, l-a pus pe Urie într-o situație foarte periculoasă, în așa fel încât să-și piardă viața. Și după aceea David a răsuflat ușurat și a zis, nu se știe. A ținut păcatul în taină până într-o zi, când la ușa lui a venit trimis de Dumnezeu prorocul Nathan. Și acolo a fost descoperit păcatul lui și el zice, câtă vreme am tăcut este o vreme când oamenii cred că pot să-și tăinuiască păcatul, dar asta nu rezolvă, tăinuirea nu rezolvă problema păcatului, ci o adâncește aducând efecte dezastruoase asupra ființei umane. Știți ce face păcatul cu ființa umană? Creează probleme pe plan fizic. Ia uitați-vă cum spune aici câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele. Poate vi se pare ciudat. Ce are uh, păcatul cu oasele? Păcatul are o forță distructivă cu întreaga ființă umană și din punct de vedere fizic, omul care trăiește în păcat are de suferit. Există o carte, am citit-o în tinerețea mea, se numea Boli Evitabile. Și Arăta autorul, un medic de profesie, arăta că majoritatea bolilor fizice sunt efect al neascultării de Dumnezeu și al trăirii în păcat. Dragii mei, păcatul afectează trupul omului și practicarea păcatului ajunge să îi îmbolnăvească pe oameni. Dacă vă spun lucrurile acestea, o spun ca să înțelegem fiecare dintre noi că tăinuirea păcatului te chinuie și ajunge să-ți îmbolnăvească trupul. Vedeți ce face păcatul? În primul rând, te afectează pe plan trupesc. În al doilea rând, te afectează pe plan spiritual păcatul când îl tăinuiești. Când Tăinuiești păcatul din punct de vedere spiritual, te pui într-o poziție foarte grea. Știți ce spune Scriptura? Că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Obietul de el, David, el credea că tăinuiește păcatul și nu știe nimeni. Dar zi și noapte mâna Domnului apăsa asupra lui. De obicei, mâna Domnului știți ce face, ridică. Dar când e vorba de omul care își poartă păcatul și îl tăinuiește, mâna Domnului apasă asupra lui. Păcatul aduce pedeapsă, să nu uitați lucrul acesta, și aduce mânia lui Dumnezeu asupra celui ce păcătuiește. De ce spun că, din punct de vedere spiritual, cel ce-și ascunde păcatul are de suferit? Știți de ce? În primul rând rugăciunea unui astfel de om nu este ascultată, este împiedicată. Puneți te rog pe ecran cuvântul din cartea Psalmilor de la capitolul 66 cu versetul 18. Dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul. Cu alte cuvinte, dacă țin păcatul în mine, nu mă ascultă Domnul. Tăinuirea păcatului ne face rău pe plan fizic, dar ne face rău pe plan spiritual. Și atunci te trezești dintr-o dată că îți lipsește apetitul spiritual. Și acesta este un semn că omul, când nu mai ai apetit spiritual, nu mai ai dorința să vii la biserică și mă uit spre camera aceea. Când nu mai ai dorința să vii la biserică, ți-a dispărut apetitul spiritual. Și omul care nu mai are apetit spiritual, ce zicem noi despre unul care nu mai are poftă de mâncare? Bolnav, sigur. Când dispare apetitul spiritual, e semn de boală. Și vai, chiar de moarte spirituală, pune și psalmul 34 cu versetul 8 pe ecran. Ia uitați-vă ce spune cuvântul Domnului aici. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Trebuie să ai apetit spiritual pentru asta. Câtă vreme ții păcatul în viața ta, nu vei vedea că Domnul e bun. Stai departe de casa Domnului, stai departe de cuvântul Domnului, stai departe de rugăciune și nu poți să guști că Domnul este bun. O, dragii mei, când tăinuim păcatul, avem probleme pe plan fizic, probleme pe plan spiritual, dar și probleme pe plan emoțional. Atenție! Spune versetul 4, Ultima parte așa, mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Câtă vreme am tăcut. O viață uscată și se întreabă adesea unii, de ce nu mai am satisfacție de nimic? De ce nu mă mai pot bucura de nimic? De ce nu mai am bucuria mântuirii? verifică-te, nu cumva este un păcat pe care îl tăinuiești și îl ții ascuns acolo în viața ta. Dacă încerci să-ți dai, să-ți găsești satisfacție folosind surogatele lumii, să știți că acestea nu țin, surogatele lumii nu țin. Mai devreme sau mai târziu vei avea de-a face cu dezamăgirea. Spunea tot David în psalmul 51 cu versetul 12 omul care se căia pentru păcat, dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. De ce? Se pierde bucuria mântuirii atunci când trăiești în păcat și când tăinuiești păcatul. Înțelegem noi astăzi că tăinuirea păcatului este cât se poate de periculoasă? Înțelegem noi lucrul acesta? Dar haideți să vedem cum se tratează păcatul. Tăinuirea e periculoasă, dar tratarea păcatului, cum se poate face? Dacă ne uităm la cuvântul pe care l-am citit în cartea psalmilor, înțelegem că cheia de tratare a păcatului este mărturisirea. Câte vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea, și toi iertat. Vina păcatului meu. Ce înseamnă mărturisire? Înseamnă să recunoști, să admiți, să dai pe față. Prin mărturisire, păcatele noastre sunt puse la picioarele lui Dumnezeu și recunoaștem că l-am întristat pe Dumnezeu prin asta. Mărturisirea presupune întâi recunoașterea existenței păcatului. Când recunoști că păcatul este acolo, ai făcut ceva. Odată un împărat, un împărat cum se cade, era preocupat până și de cei ce erau închiși în temnițe, în închisori. Și s-a dus prin închisoare împăratul însoțit de delegația aceea de demnitari, s-a dus prin închisoare și a trecut din celulă în celulă. Și fiecare dintre deținuți vorbea cu împăratul și spunea, împărate, eu nu sunt de vină. Am ajuns aici ca așa, toți, ăla nu-i de vină, ăla nu-i de vină, la fiecare celulă, ăla nu-i de vină și ăla nu-i de vină. Și a ajuns la un moment dat împăratul la o celulă și l-a găsit acolo pe unul care plângea și zicea, om, oh, îmi pare rău, numai din vina mea sunt aici, numai datorită păcatului meu și greșelilor mele sunt aici. Știți ce a făcut împăratul? a strigat repede gardienii și a zis scoateți-l repede pe ăsta de aici că ăsta n-aș vrea să-i contamineze pe toți ceilalți pe, pe toți cinstiții și neprihăniții ăștia să nu-i contamineze vinovatul ăsta pe toți și el lui a dat iertare, dar știți că Dumnezeu cam așa lucrează el? Cam așa lucrează Dumnezeu Dragii mei e mare lucru să-ți recunoști păcatul am mai spus și altă dată că am fost odată într-o familie în care femeia din casă voia să se boteze, a cerut botezul, a spus că vrea să facă botezi și zic, dar de ce vreți să vă botezați? Pentru că sunt păcătoasă și plângea beata femeie și soțul ei îmi dădea cu cotul, așa ca să nu se prindă, i-am dădea cu cotul și zicea, nu e în regulă cu ea. Eu o cunosc pe femeia asta de o viață, asta nu-i păcătoasă. Până când l-am întrebat și pe el, da, dumneavoastră aveți păcat. Și a zis, nu, despre mine puteți întreba la fabrică unde am lucrat atâția zeci de ani. Nu? Și am zis, domne, ce diferență este între oameni. Unul își recunoaște păcatul și este gata să-l mărturisească și plânge pentru el și capătă iertare, în timp ce alții nu pot să-și vadă problema păcatului. Trebuie să-ți recunoști păcatul, trebuie să recunoști gravitatea păcatului. Asta este mărturisirea, zice David. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am mai ascuns fără de legea. E important să-ți recunoști responsabilitățile pentru păcat. E foarte important. Așa se rezolvă problema păcatului, prin mărturisire. Și vreau să vă spun ceva, ceea ce de altfel spune Cuvântul lui Dumnezeu. Ați văzut cum începe cuvântul acesta pe care l-am citit. Ferice nu de cel ce n-are păcat, nu scrie așa. Chit că e bine dacă e cineva care n-are păcat, dar nu este niciunul, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Dar zice ferice de cel cu fără de legea iertată. O, dragii mei, cine capătă iertarea împreună cu iertarea, capătă fericirea. Și îl vezi pe omul acela iertat, cum umblă altfel printre oameni, cum are alt curaj să iasă între oameni, cum stă altfel cu fața sus și spune, da, am fost, dar iată ce sunt prin Harul Domnului. 1 Ioan nouă. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Dacă tu cauți soluții pentru problema păcatului, ascultă-mă bine, se găsește soluție la Hristos. La El se găsește soluție pentru păcat. Și când îți mărturisești păcatul, capeți iertare, împreună cu iertarea capeți fericire și știți ce mai capeți? Capeți apropiere de Domnul. Zice, ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea și în Duhul căruia nu este viclenie. Domnul nu mai ține în seamă, dispare orice barieră dintre tine și Domnul când îți mărturisești păcatele și te pocăiești de ele. Se restaurează părtășia cu Dumnezeu și aceasta contează nespus de mult. Și apoi zice, și în Duhul căruia nu este viclenie, știi ce face Domnul? Curățește și îți dă o stare tot mai plăcută lui Dumnezeu. Nu mai trăiești viață dublă, ca și când tăinuiești păcatul, în duhul căruia nu este viclenie, așa este omul iertat de Dumnezeu. Frații mei și surorile mele, prieteni dragi care sunteți astăzi în Biserica Poarta Cerului, vreau să vă duc aminte că la Domnul este iertare. De ce să umbli sub apăsarea păcatului? De ce să oftezi ca și... David și să zici câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate? Ascultați-mă bine! A sta în păcat, a trăi în păcat, a trăi cu păcatul, tăinuind păcatul, este un lucru de o gravitate excepțională care te va coborâ peste niagara veșniciei și te va duce la pierzare pentru vecii vecilor. Dar mărturisește-ți păcatul înaintea Domnului, vină cu pocăință înaintea Lui. Și atunci el va ierta vina păcatului. Spunea Nicolae Iorga, așa, temnița cea mai periculoasă este aceea în care te simți bine. Omul de cultură român, el zicea, temnița cea mai periculoasă este aceea în care te simți bine. Dragul meu, nu coabita cu păcatul. Nu spune mă simt bine în starea în care sunt, pentru că ești în cea mai periculoasă temniță și lucrul acesta te poate duce la pierzare. De aceea în această seară înțelege împreună cu mine că la Domnul este iertare. Și ar fi păcat să pleci din locul acesta înainte de a sta cu Domnul de vorbă și a spune, Doamne, iartă-mi păcatul. A stat David față în față cu trimisul lui Dumnezeu, cu Nathan. Și când l-a auzit pe Nathan zicând, tu ești omul acela, dintr-o dată a recunoscut, s-a pocăit, citiți psalmul 51 în întregime acasă, îl veți vedea pe David pocăindu-se, omul care și-a schimbat viața. Haideți să ne ridicăm cu toții. Veniți să stăm într-un moment de închinare înaintea Domnului. Vom cânta și ne vom ruga lui Dumnezeu. Pentru că, ascultați-mă bine, cuvântul acesta cred că ne-a fost lăsat de Domnul pentru binele nostru. Ar fi păcat să suferi și trupește, și spiritual, și emoțional. Ar fi păcat să suferi tăinuindu-ți păcatul. Dar stai înaintea lui Dumnezeu cu pocăință, plângeți păcatul și Dumnezeu îți va da iertare.